Promovabilitate de 14% la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat. Doar puțin peste 14% dintre candidații de la examenul de bacalaureat, sesiunea de toamnă, au reușit să obțină o medie de minim 6. La această sesiune s-au înscris 2034 de candidați, dintre care au promovat doar 291. La Petroșani, centrul de examen a fost la Colegiul Național Carmen Silva, unde promovabilitatea a fost de aproximativ 22%. Promovabilitatea e situată între 21% și 22%. La anumite licee, și aici mă refer la liceele teoretice, am avut un liceu teoretic, chiar Carmen Silva, promovabilitatea a fost un pic mai mare, în jur de 40%. La celelalte, un pic mai micuță, cele de profil tehnologic și, mă rog, vocațional. Cadrele didactice consideră că promovabilitatea redusă se datorează în primul rând lipsei de interes din partea elevilor. Există însă și un al doilea motiv care duce la eșecul absolvenților de liceu în fața examenului de maturitate. Principalul motiv este nepregătirea candidaților, dar ar putea fi ajutați. Mă refer la cei care au probleme, filiera cu probleme, considerată cu probleme, este filiera tehnologică și cea vocațională. Acolo cred că la Comisia Națională s-ar mai putea umbla la ultima probă, proba ED, care se referă la specializare și ar putea fi introduse ca discipline de examen, discipline de specialitate predate la filierele respective. Candidații care au reușit să promoveze examenul de bacalaureat în cea de-a doua sesiune se declară fericiți și au planuri de viitor. A fost un șoc pentru mine, chiar nu credeam că o să iau. A fost greu? De data asta n-a fost greu, că am învățat. Ce faci în continuare? Poate o da la o facultate. A fost mult mai ușor decât la prima sesiune și sunt fericită pentru că am trecut. Cu ce medie? 6,58. La ce ai picat în prima sesiune? N-am picat la nimic, doar că mai întrebeau 19 sub timp și am reluat la limba română și am luat 8,20. Și ce vei face acum? Mergi la facultate? Da, mă voi înscrie la facultate și cred că voi și munci. Au existat și cazuri în care nici de această dată candidații nu au obținut medie de trecere. Ai reușit să promovezi? Nu. Să dau la anul, să vedem. Ce faci în perioada asta de un an de zile? O să-mi caut un loc de muncă, să vedem dacă mă angajez. De învățat? Da, normal. Dacă nu s-a putut acum, la anul, sigur. Cea mai mare notă obținută la examenul de bacalaureat din această sesiune este 8,98 și aparține unei eleve de la Liceul Teoretic Sabin Drăgoi din Deva. La cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat s-au înscris 2034 de candidați, dintre care 1332 au fost declarați respinși, 401 nu s-au prezentat, iar 7 au fost eliminați.